Bună dimineața, stimați telespectatori. Continuăm emisiunile de CNews Live astăzi. Avem un oaspete cu totul și cu totul deosebit. Este vorba despre profesor universitar dr. Radu Bălănescu, marele maestru al Marii Loji Naționale din România. Bună ziua, domnule Chireac. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Vă mulțumim foarte mult, excelență, pentru participarea la interviurile de CNews Live. Intrăm direct în subiect, fiindcă avem o mare așteptare, ca de fiecare dată când veniți la noi, avem o mare așteptare din partea cititorilor noștri. Marea Lojă Națională din România a lansat anul acesta un set de conferințe menit să ajute la o schimbare fundamentală a societății românești. Este, eu știu, o implicare directă a masoneriei, a Marii Loji, în viața din România, ceea ce nici nu știu dacă s-a mai întâmplat decât în momente cruciale, cum a fost Marea Unire în 1918, unde masoneria a avut un rol fundamental, și au mai fost niște momente recente, la un moment dat probabil că o să dezvăluiți mai multe, cu NATO, cu Uniunea Europeană, cu multe lucruri. Dar acum, anul acesta, aveți un proiect care a făcut deja multe valuri în elita României. Da, e un program național în 6 orașe din România, 6 orașe mari, 6 orașe cu mediu universitar puternic, cu mediu academic, București, Cluj, Craiova, Constanța, Timișoara, deci Iași, și într-adevăr un program național de conferințe și dezbateri pe niște teme pe care noi le-am considerat ca fiind foarte interesante pentru societatea românească, pentru românul obișnuit. Nu se adresează în anumite categorii sociale, nu am avut un target de acest fel, targetul a fost să ne adresăm tuturor românilor, repet, pe niște teme de interes general, la care am ajuns, să știți, în urma unui sondaj real și corect. Și care s-au dovedit până în acest moment, pentru că suntem abia la jumătatea perioadei de desfășurare, a fi de real succes. De ce spun că s-au dovedit a fi de real succes? Pentru că, în afară de dezbaterile pe temele respective, am avut și o parte specială de fake news. Dacă vreți, și aici a fost un element de noutate, vis-a-vis de niște conferințe și de dezbateri. Sigur că am primit niște întrebări de genul, de ce v-ați gândit să faceți și această zonă de fake news la fiecare conferință, la fiecare dezbatere, și răspunsul a fost unul foarte simplu, pentru că fake news-ul astăzi înseamnă ceva foarte important. Și încă ceva, atunci când discutăm de niște teme, cum au fost preluarea, importanța preluării președinției de către România, președinției Consiliului Europei de către România, sau exodul de inteligență, sau rolul elitelor în conducerea țărilor democratice, sau locul și rolul inteligențului în societatea modernă, sau învățământul dual profesional, era foarte important ca românii, da, să știe ce fel de fake news ar putea să apară pe aceste teme. Să fie preveniți și să le ia ca atare în momentul în care le aud. Și eventual să-și aduc aminte, dom'le, am participat la conferința respectivă și oamenii au spus lucrurile astea. Bănuiesc că lucrurile astea se știu, sau dacă nu, o să-mi permit să le reamintesc tuturor. Chiar că vă rugăm, deși nu am făcut niște conferințe și dezbateri închise doar membrilor Marii Loji. Noi am avut au fost deschise întregii societăți civile. Sigur. Și chiar vă mulțumesc că ați transmis niște conferințe live, pentru că ați ajutat pe români să cunoască mai bine niște aspecte de care chiar sunt interesați. Chiar sunt interesați. Și să știți că ce au auzit acolo, gândiți-vă că au participat o serie întreagă de mari personalități ale României. Mari personalități ale României. Domnul Adrian Năstase, domnul academician Pop, președintele Academiei, domnul academician Muguri Sărescu, domnul academician Sinescu, domnul rector Marilen Pirtea și mulți, mulți alții, domnul președinte al Consiliului Rectorului, domnul profesor Sorin Câmpeanu, o mare somitate, unul din, cred că este în acest moment românul cu funcția cea mai înaltă la nivel internațional, așa cred, cu poziția cea mai înaltă.
și care duce steagul României peste tot în lume, într-un mediu academic extrem de important, care nu este doar în ceea ce înseamnă o academie sau o facultate. Nu. Mediul academic înseamnă o întreagă țară. Profesori universitari sunt în toată țara și în toate țările. Și ei pot transmite niște mesaje la rândul lor. Deci de-aia vă spun că, din punctul meu de vedere, am fost extrem de onorați că l-am avut acolo pe domnul președinte al Consiliului Rectorilor, pe domnul Sorin Câmpeanu, pentru că este un om care, în afară de, să spunem, jobul care îl are ca și președinte al acestei Uniuni a Universităților Francofone, este un om care face un lucru bun pentru România. Este un lucru nu doar pentru el, este un lucru bun pentru România. A mai fost domnul ministru Bănicioiu, a fost președintele Ligii Studenților Români în Străinătate, Robert Stredie, care a vorbit de la exodul de inteligență. Deci am avut niște păreri, îndrăznesc să spun, foarte bine conturate. Domnul rector Istudor, la fel, a participat, rectorul Academiei de Studii Economice. Da, deci, vă spun, niște mari personalități ale României, doamna europarlamentar Ramona Mănescu, la fel, oameni care au știut ce spun, au știut ce vorbesc și au clarificat aceste subiecte pentru români. Deci cred că ăsta este marele avantaj și ca să dau o cifră, deci până acum la aceste conferințe, într-un interval de 6 luni, fix 6 luni s-au împlinit, la el au participat 19.000 de cetățeni ai României, care toți au rude, au prieteni, au copii cărora poate să le povestească ce au auzit și ce se întâmplă. Deci cred că este important. Și am avut, cred, câteva sute de mii de afișări, spre 1 milion, la toate aceste conferințe pe platforma DCNews și pe Facebook. Deci impactul a fost, eu știu, dincolo de zona de elită, fiindcă, într-adevăr, vorbitorii, din ce am văzut și eu, sunt personalități marcante ale României, care pot face diferența. Da, sigur. Președintele Camerei de Comerț, care a vorbit de importanța dezvoltării business-ului autohton. Vă dați seama, deci este un om care știe. Are know-how-ul respectiv, bineînțeles, domnul Daraban. Mihai Daraban. Deci sunt lucruri foarte importante. Un om foarte implicat, foarte important în ceea ce înseamnă filmele românești. Sigur că da. Sunt lucruri foarte importante. Deci să știi o realitate. Veți continua acest tip de conferință? Sigur, sigur. 6 luni. Deci ele se vor termina în luna decembrie. Le vom finaliza prin editarea unei cărți, probabil, cu cele mai importante opinii care s-au discutat acolo, cu cele mai importante modele de fake news pe temele respective. Și cred eu că va reieși un material foarte interesant pentru toată lumea, în care cu toții vom avea de învățat, în sensul în care cred eu că unul din rolurile noastre, al dumneavoastră, al meu, al altora, este de a lărgi, dacă vreți, orizontul de cunoaștere al românilor. Mare maestru, dincolo de audiența remarcabilă pe care ați avut-o cu conferințele despre care vorbim și care, iată, vor continua, ați remarcat și schimbări în societatea românească la nivelul fiecarei conferințe, fiindcă merită poate să le și reamintim. Deci ați atacat cam toate subiectele ce țin de fundamentul unei țări moderne, occidentale, integrate și la un moment dat, n-am niciun fel de îndoială, la un moment dat va fi și o țară prosperă în România, foarte prosperă. Și eu am aceeași convingere. Și eu am aceeași convingere și cred că acum, în acest moment, începem să fim pe un drum corect. Fiindcă, dincolo de conferințele lansate, seria de conferințe de anul acesta, în care ați reușit să implicați ceea ce părea la un moment dat blazat, elita României, aveți și conferințele pe educație pe care le-ați desfășurat în toate marile centre universitare. Sigur, avem și acele pe educație. Am vizitat toate centrele mari universitare. De acolo am avut niște feedback-uri foarte bune de la studenții români. Foarte buni, foarte bune aceste feedback-uri. Vom continua, vor fi niște workshop-uri în universitățile respective, deci sunt lucruri care se derulează, deci intrăm deja într-o chestie de normalitate,
care este foarte importantă pentru societatea românească. Foarte important. M-ați întrebat dacă am văzut niște schimbări. Da. Haideți să vă dau un singur exemplu. Au fost una din teme a fost cu locul și rolul inteligenței în societatea modernă. Societatea românească, sau haideți să o luăm altfel, orice stat puternic are un inteligenț puternic, care este privit corect de către cetățenii țării respective, care sunt pregătiți să înțeleagă care este locul și rolul serviciilor respective în apărarea țărilor și în asigurarea siguranței cetățenilor din țara respectivă. Noi trăiam și unii încă, continuă să acrediteze ideea aceea de veche securitate care oprima, făcea tot felul de chestii nepermise și așa mai departe. Au fost corecte până la un punct, dar lucrurile s-au schimbat. Ceea ce am făcut noi, de exemplu, cu această temă, la care, repet, am ajuns pentru că lumea discuta. Nu înțelegeau. Dom'le, dar ce rol? Dar ce se întâmplă? Dar care, ce ar putea să facă? Pentru domne, hai să încercăm să clarificăm lucrurile astea. Pentru români este important să înțeleagă ce se întâmplă, nu? Să știe, inclusiv pe această temă. Genul ăsta de conferințe, sunt convins că știți lucrurile astea, vis-a-vis de tema respectivă, de locul și rolul inteligențului, au început în țări cu state vechi democratice în urmă cu 30 de ani, 35 de ani, da? Și populația a înțeles poate de atunci ce înseamnă un risc de terorism, cum se poate manifesta, ce se poate întâmpla, ce înseamnă un cyber security și așa mai departe. Păi da, sunt lucruri cu care și românul trebuie să se obișnuiască și să le cunoască. Și apropo de întrebarea noastră, ca să revin exact la ea, să știți că lumea a fost foarte mulțumită și a început să discute. Da, domne, uite că a apărut o transparență, uite că înțelegem și noi ce se întâmplă, uite că înțelegem și noi cine ne apără, uite că înțelegem că sunt acolo niște români care și-au dat viața și nu știe nimeni de ei că au murit pentru România. Că asta e serviciu și așa mai departe. Deci sunt multe lucruri care se întâmplă, la fel legat de exodul de inteligență, la fel legat de rolul elitelor în conducerea statelor democratice. Ne ferim de așa ceva? Că elitele trebuie să aibă un rol important în conducerea statelor democratice? E peste tot în lume. Nu putem să ascundem asta. Nu putem să ne conducă, să ajungem să ne conducă, nu știu, membrii, unii dintre ei, rari din fericire, din Parlamentul României, care au fost magazioneri sau șoferi sau secretară de școală. Sau... Nu se poate. Deci rolul elitelor e unul clar. E unul clar în peste lumea, tot în lume. În toată lumea civilizată. Absolut. Absolut. Este fundamental. Absolut. Repet, în aceste conferințe și dumneavoastră probabil că ați văzut, nimeni n-a atacat pe nimeni. Deci am discutat și am explicat niște realități. Nu am avut rolul unic de a ataca pe cineva sau de a discuta politic. Nu. Lumea a venit și a explicat niște subiecte. Într-un mod real. Conferințele noastre pot fi un model, fiindcă într-adevăr acolo n-a fost atacat nici Băsescu, nici Liviu Dragnea, nimeni. Cu atât mai puțin președintele Iohannis. Deci de fiecare dată ați venit cu un discurs pozitiv. Absolut. Noi trebuie să construim, nu trebuie să distrugem. Rolul de construcție și nu de a distruge. Credeți că pentru obiectivele fundamentale ale României, cele ce țin în primul rând de educație, că sunteți profesor universitar, și inclusiv organizația noastră se bucură de prezența numeroși academicieni, profesori universitari. Credeți că ar trebui totuși un consens național? Adică credeți că programul acela lansat de președintele Iohannis, România Educată, ar putea căpăta mai multă consistență? Consensul național este obligatoriu astăzi, în România de astăzi. Este obligatoriu. Este absolut obligatoriu. Vreți să dați-mi voie să-mi exprim o părere de cetățean al României, de medic și de profesor universitar și vă rog să faceți abstracție că sunt conducătorul organizației sau asociației Marea Lojă Națională din România. Vă rog să facem abstracție de lucrul ăsta și vă spun și de ce. Ce voi spune poate fi interpretat ca și politic și noi nu facem politică. Și dați-mi voie să fac o paranteză de ce nu facem politică, pentru că acolo sunt, dacă vreți, membrii sau reprezentanții tuturor partidelor. Nimeni nu-i aliniază și să le dea o direcție. De acum votați cu tare, cu tare și cu tare. Nu se pune problema pentru că sunt toți oameni integri, verticali, demni,
au fiecare propria gândire. Da? Deci lucrurile sunt foarte clare. Și atunci, dacă vreți, noi facem o politică cu ghilimele de rigoare socială, care înseamnă educație, cultură și întreajutoare în sistemul medical. Deci cu asta, ca masonerie. Și acum o să vă răspund la întrebarea noastră ca cetățean al României și luați-o exact ca atare. Acest pact pentru de educație este obligatoriu. Este obligatoriu să avem liniște. Este obligatoriu să avem echilibru în ziua de astăzi. Este obligatoriu ca lumea sau factorii politici să stea la aceeași masă. Și ceea ce a făcut domnul președinte Iohannis cu acest pact pentru educație, ca și pactul celălalt pentru Europa, da? Este o chestiune, cum să vă spun eu, firească, este o chestiune de normalitate. Cei care s-au angajat și au semnat acest pact au dat dovadă de normalitate și de dorință de echilibru. Este esențial, îndrăznesc să spun, într-o construcție care acum începe să se lege, care începe să crească. Este foarte important. Și românii, cred eu, din ce am discutat cu mulți, asta își doresc să știți. A trecut epoca răzbunărilor, noi trebuie să luăm tot, restul nimic. Nu cred că mai este cazul să demonizăm un întreg grup sau să punem o anatemă pe un întreg grup. Să spunem, haideți să revenim la alegerile de acum, europarlamentare. Da? Partidul Social Democrat a pierdut alegerile. Într-un mod foarte clar, față de ce previziuni se aruncau pe piață, hilare multe dintre ele. Hilare, absolut, da? Pentru cine se uita și înțelegea și știa niște chestiuni. Bun, au pierdut alegerile. Nu spune nimeni și n-am auzit pe nimeni spunând toți din Partidul Social Democrat trebuie să dispară. Nu, dar nu se pune problema. Și sunt și acolo oameni buni. Numai că se schimbă ideea, începe o construcție nouă, începe altceva și cred că de aici trebuie să plecăm. E foarte important și parteneriatul pentru educație. Și acest pact pentru Europa care înseamnă, sigur, un drum al nostru internațional care înseamnă Uniunea Europeană și obligatoriu parteneriatul strategic cu Statele Unite. Extrem de important pentru dezvoltarea noastră ca țară. Și pentru siguranța noastră. La așa ceva nu se poate renunța. Și în principiu cred că nici nu e bine să alegem între un parteneriat și cealaltă. Nu, acestea sunt luate împreună. Și trebuie luate împreună. Chiar dacă acum între Statele Unite și Uniunea Europeană, în special Germania, sunt nori câteodată destul de negri. Sunt nori. În relațiile de... Deci da. Nu e chiar senințe nici. Cred că noi... putem da un exemplu de bună înțelegere și cu unii și cu ceilalți. Și cred că lucrurile astea s-au făcut. Hai să ne aducem aminte. Hai să o luăm altfel un pic, mă gândesc. Care este poate unul din principalele roluri ale președintelui unei țări? Să reprezinte țara respectivă, da? Și să aducă un beneficiu de imagine pentru țara lui pe care o conduce. Corect? Cu siguranță. Corect. Bun. Păi hai să ne uităm. Deci domnul președinte Iohannis a avut niște întâlniri istorice cu președintele Trump. A fost primul președinte din Europa de Est, zona care s-a întâlnit cu președintele Statelor Unite. Așa este. A avut întâlnire cu președintele Macron și bineînțeles cu doamna cancelar Merkel de mai multe ori. Este un lucru esențial, important și respectat de toată comunitatea internațională. Păi lucrurile astea nu trebuie uitate. De la ce plecăm? Vă mai aduc aminte ceva pentru România, un lucru bun care eu l-am văzut pentru România pentru că, sigur, la o scară mult mai mică și acum fac o referire la poziția mea de mare maestru, noi am organizat la un moment dat conferința mondială a marilor loji masonice regulare, da? În 2014. Așa este. Unde au venit 106 mari loji. De fapt, înseamnă 106 țări. Impactul pe plan internațional a fost un imens, pentru că au cunoscut România, au văzut ce se întâmplă și așa mai departe. Au plecat cu o părere excepțională. Revenim, închidem subiectul masonerie și revenim la ce înseamnă părerea unui cetățean al României și atât și nu marele maestru. Și vă spun așa, păi avem vreun termen de comparație cu ceea ce s-a întâmplat la Sibiu, la summitul respectiv,
în care au fost prezenți toți președinții de stat din Europa? Nu, a fost o imagine minunată pe ecranele lumii. Da? Pe ecranele lumii. Asta vorbesc. Sibiu, deci, arătând ca un oraș civilizat, european, frumos, prosper. Uitați-mi voie să vă spun, rol îndeplinit 100% din punct de vedere al rolului pe care îl are un președinte de stat. Deci, în opinia noastră, președintele Iohannis a reușit să aducă un plus de imagine României în plan internațional. Nu există dubiu aici. Aici nu există niciun fel de dubiu. Și mai departe, sunteți optimist în legătură cu Pactul pentru Europa și Pactul pentru Educație, este, să spunem așa. Este pactul care s-a semnat. Gândiți-vă că totuși acolo au fost partide din zone diferite. Da? Partidul Național Liberal, USR Plus, da? PMP, UDMR, după aia și Partidul Pro-România, din zone diferite ale spectrului politic. Dreapta și stânga, sau centru-stânga, Pro-România. Cred că este un lucru extrem de important și arată o dorință de înțelegere. De ce? Pentru că este momentul ca tot ceea ce înseamnă forță politică sau forță politică care contează, sau uitați, genul ăsta de pact, da? Între niște forțe politice care înseamnă adunate o largă majoritate, da? Să înceapă să construiască, să stea la aceeași masă pentru interesul național. Pentru interesul național. Toate aceste programe rămân deschise, am văzut, către semnare, pentru semnare și către alte partide. Bine, a fost și o perioadă politică intensă, este în continuare o perioadă politică intensă, urmează probabil cele mai importante alegeri pentru România, alegerile prezidențiale. Deci, principalii opozanți nu se vor înțelege politic, excelență, în perioada următoare. Domnul Chireac, alegerile au rolul lor. Da? Fiecare, sigur, dorește să intre în Parlament sau să aibă primari în diferite localități și așa mai departe. Lucrul ăsta însă cred eu că se poate face și civilizat și fără atacuri. Și lăsând deoparte ce înseamnă niște obiective de moment, cum vorbim de acest gen de alegeri, trebuie să primeze, repet, interesul național. Asta înseamnă că la anumite momente, din punctul meu de vedere, eu vorbesc ca un profan, să spunem, în ale politicului. Domnul președinte îi cheamă pe ceilalți semnatari ai acestui pact să dea Dumnezeu să fie mai mulți, dacă vor dori, ar fi foarte bine, da? Și să spună, probabil că dumnealui o va face, bănuiesc, domnule, care sunt obiectivele pentru țară? Astea 3, 4. Și în momentul ăla toată lumea se aliniază și trage pentru obiectivele de interes național. După aia vin celelalte. Vreau primar, să am și eu un primar acolo, îl pun, îl aleg, cine să alege, cum să alege, procentul și așa mai departe. Dar trebuie să primeze interesul național. Nu discutăm. Și care sunt prioritățile țării? Perfect. Credeți că setul acesta de conferințe pe care l-ați realizat în ultimele 6 luni a condus la cristalizarea unui interes național? Fiindcă, la un moment dat, sintagma asta interes național fusese demonetizată, din nefericire. Știu că e demonetizată, cum a fost demonetizată și sintagma și cuvântul patriotism și noțiunea de patriotism. Din nefericire. Din păcate. Dar lucrurile se îndreaptă. Noi am vrut să lămurim niște aspecte, să discutăm pe seama unor probleme de interes general pentru cetățenii României. Și cred că s-a reușit. Mai avem încă 3-4 luni, pentru că în perioada iulie-august, când e vacanță, nu o să le facem. Dar din septembrie le reluăm până în decembrie. Și este important. Gândiți-vă că, nu știu, ca o rezultantă, nu a rezultantă acestor conferințe, revenind la ce am discutat mai înainte, cu spectrul politic și așa mai departe, a apărut iarăși un lucru important. O alternativă de stânga, de centru-stânga, care se numește Pro-România. Și care mie, nu știu opinia dumneavoastră, dar mie mi se par niște oameni foarte serioși. Mi se par o construcție foarte serioasă, cu un leadership în regulă, în care există o echipă. În opinia noastră, Pro-România este o alternativă la PSD? Cred că Pro-România are propriul său sau drum. Sau se completează? Cred că are propriul său drum și e posibil ca
mulți dintre cei care au fost membri la PSD să vină ca membri în Pro-România. Pentru că în orice partid sau, mă rog, în orice structură, în orice organizație, lumea se duce și după tipul de leadership. Ori acolo, repet, este un leadership, din punctul meu de vedere, extrem de serios și extrem de puternic. Hai să ne gândim ca un componență patru foști prim-ministri ai României, care nu cred că vreunul a făcut lucruri rele. Nu cred că vreunul, dacă îi luăm pe rând, dumneavoastră știți mult mai bine ca mine, domnul Victor Ponta, domnul Mihai Tudose, domnul Sorin Câmpeanu, domnul Grindeanu, da? Nu cred că au făcut lucruri rele în mandatele lor, atât unii dintre ei, atât cât au fost lăsați să le aibă. Sorin Grindeanu 6 luni, 6 luni Mihai Tudose, da. Da? Deci, adică vorbim despre persoane respectabile. Da, vorbim de un leadership care cred eu că este foarte ok pentru această zonă politică. De centru-stânga, de stânga, mai sunt o serie de miniștri care au performat. Nimeni nu poate să-mi spună, mie ca medic și ca profesor universitar și ca director medical al unui spital, că domnul Nicu Bănicioiu, Nicolae Bănicioiu, nu a performat ca și ministrul al sănătății. Nu, nu spune nimeni asta. Eu vă spun că în lumea medicală... Sunt aprecieri laudative... Lumea medicală... La adresa domnului cred că Nicu 80 sau 90% spun că a fost cel mai bun ministru al sănătății. Așa este. Deși să știți că doamna Sorina Pintea astăzi vine tare din urmă, să știți. foarte implicată. M-aș bucura, este dar foarte bine. În orice bine. Caz, prestația lui Nicu Bănicioiu a fost... M-aș bucura, este foarte bine. Deci meritorie. Atunci dacă vorbim de acest partid, vedeți, sunt niște argumente. Și eu cred că o lume care devine din ce în ce mai conștientă, mă refer la cetățenii români, întotdeauna își vor alege calea și vor vota în cunoștință de cauză. Așa s-a întâmplat în 26 mai. Nimeni n-a mai mers după niște povești sau după niște lucruri impuse. Părerea mea e că acolo au venit oamenii în deplină cunoștință de cauză ca să-și exprime o opinie. Și în număr mare au fost. În număr foarte, în număr foarte mare. Păi am fost întrebat, domne, dar cum să pot la un moment dat, nu știu, în niște discuții particulare, dar cum... putem noi să schimbăm ce? Dar nu se poate decât într-un singur loc. Nu ieșind în stradă, nu stând cu o pancartă de gât undeva, ci exprimându-ți în mod corect un drept legal. Dreptul de a vota. E foarte simplu. E foarte simplu. Pentru că o democrație corectă sau niște valori democratice bineînțelese, trebuie să înceapă de la un lucru. Respectul față de instituții. Față de instituțiile statului. Da, și respectul și față de cei care au fost aleși în mod democratic. Mare maestru, și instituțiile acelea trebuie să-și câștige respect. E adevărat. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Că vă Banca spun Națională că... și-a câștigat respectul. Fără discuție. Nu și l-a impus prin teroare. Fără discuție. Nici nu se poate așa ceva. Ați impune respect prin teroare, vă spun sincer, respectul ăla o să dureze fix o zi. Atât. De-a doua zi, nu mai respectă nimeni pe nimeni, decât aparent. Da? Așa, de ochii lumii. Ați menționat și foarte important, ați făcut și precizarea ca simplu cetățean, nu ca mare maestru în LNR. Absolut. Ați menționat Pro-România. Ce opinie aveți despre alte partide politice noi care s-au impus la alegerile din 26 mai? Vă spun nimeni, în primul rând mă bucur că s-a revigorat dreapta. Din punct de vedere politic. Bătrânul adică, PNL, ca să spun. Bătrânul PNL... cel mai vechi partid politic din Europa. Cel puțin din punct de vedere al votului a renăscut. Nu cred că foarte mulți își închipuiau acest scor pentru PNL. Nu cred. Nu și la da, cred că a fost probabil o surpriză pentru foarte mulți. Dar e un lucru important. Iarăși vorbim de echilibru. Era nevoie să avem o dreaptă revigorată. Cu ce înseamnă idei de dreaptă? Pentru că într-o scenă politică, ideile trebuie cumva să fie la un loc dacă dorim echilibru. Și de dreapta, și de stânga. Hai să alegem ce e mai bun pentru țară. Hai să vedem de ce facem lucrurile astea. Sigur, a apărut alianța USR Plus, care iarăși a venit foarte puternic, de acord, având atenție foarte mulți tineri acolo. Un lucru important. E un lucru important. De acum încolo vom vedea ce se va întâmpla.
da, și cu aceste partide noi, cum vor crește. Deci, asta salutați faptul că mulți tineri au apărut în spațiu politic. Da. Se implică. Da, da. La USR, la Plus, da. Dar se implică. Întotdeauna am sprijinit această idee că este nevoie de oameni tineri care vin cu un entuziasm, care pot să crească lângă oameni de experiență, de expertiză, da, cu o vârstă biologică, să spun, mult mai mare ca a lor, dar de un suflu tânăr este nevoie. Și este nevoie în orice organizație. În orice organizație. Eu sunt convins că și la PNL sunt acum mai mulți tineri, nu știu dacă și în conducere, deși am văzut și în conducere niște figuri noi. La Promul România nu mai vorbesc pentru că este un partid tânăr și automat acolo sunt mulți tineri, sunt oameni, niște figuri foarte în regulă pentru viitor și pentru prezent, poate. Da, deci, ce să vă spun, Partidul Mișcarea Populară a făcut pragul. Puțin îi dădeau șanse, a făcut pragul. Face parte tot din partea dreaptă a aspectului personaj politic. Personaj politic detestabil acolo. Domnul Chiriac, acum fiecare partid își alege conducătorul. Oamenii care sunt acolo cred în conducătorul acelui partid și în ideile care sunt emise. Atenție, ca să fie foarte clar, nu mă refer la domnul Eugen Tomac, care este președintele partidului și care e o persoană absolut respectabilă în opinia mea. Și, ca să spun așa, promotor al unor idei unioniste despre care, eu știu, probabil că se va vorbi în anii care vin. Da. Am remarcat, excelență, în conferințele pe care le-ați făcut și poate ne așezăm un pic asupra acestui subiect, exact ce a spus despre fake news, știrile false. Acum, știrile false au scos Marea Britanie din Uniunea Europeană în urma unui referendum fundamental. Fake news au adus președinți la putere. Sau fake news a fost folosit intens acum în campaniile electorale, în campaniile politice. Un raport al Comisarului European pe Securitate spunea că 7 state din Europa au fost țintite de fake news și au suferit la ultimile alegeri europarlamentare impactul acestora. E vorba de România, Austria, Polonia, Marea Britanie, Italia, Franța, Spania. Considerați că fake news, lucru care se insinuează, în special în rețelele sociale, fiindcă presa, ca să spun așa, mai verifică, mai dă drept la replică, mai apar opinii pro și contra, trăiesc mai puțin fake news-urile în televiziune și presa online, că practic numai asta avem. Considerați că ele sunt un pericol atât de mare pentru România de astăzi? Da. Da. Sunt un pericol mare. De-aia am dorit ca măcar pe subiectele astea lumea să fie avizată, să înțeleagă ce poate să apară ca și fake news și probabil că lucrurile astea ar trebui extinse și cred că un rol important ar reveni domnilor voastre ca și reprezentanții ai mass media. Și aici, ca în orice profesie, există niște lideri de opinie. Probabil că ar trebui să iasă, să explice ce înseamnă aceste fake news. Sau în momentul când a apărut ceva, gen fake news, nu uitați că multe dintre ele sunt îndreptate împotriva țării și împotriva interesului național. Sau poate să conducă la ceva rău și grav pentru țară. Păi avem exemplu la zi, cazul micuței Sorina din Baia de Aramă. Da. Deci am văzut pe online fake news că ambasada americană vrea să fure copiii României. Un fake news grosolan, menit să inducă la nivelul cetățeanului ură. Absolut, absolut. Ceea ce este profund nedrept, fiindcă acolo sunt două familii minunate, două familii excepționale, care, din cauza corupției din sistemul judiciar local, au ajuns să fie puse cap în cap. Și familia Săcărin și cealaltă familie dorește binele unui copilaș, nu? În zona asta. Deci nu e nimic. Iată un exemplu tipic de fake news. Da. Dar sunt multe, și atenție, acestea nu le putem combate, fiindcă ele nu au apărut la DC News, nu au apărut la un mare post de televiziune, nu. S-au insinuat în mediul online. Știu. Numai că dumneavoastră și încă alți câțiva sunteți niște oameni care aveți o suprafață care depășește un loc.
Deci, cum să vă spun, dumneavoastră depășiți ce înseamnă decenius. Aici vorbim de România. Da, că ne deci, deci sunt lideri de opinie, lideri informali, care pot să iasă și să explice cetățenilor de ce știrea X este fake news. Cu argumente. Și argumente, nu trebuie să vorbiți 3 ore pe tema asta. 5 minute cred că sunt suficiente sau 10 minute și lumea va înțelege. Face parte tot dintr-o strategie de asigurare a echilibrului, dacă mă întrebați. Da. A ceea da. Ce înseamnă asta. Și de luptă împotriva războiului hibrid. Fără îndoială. Din punctul ăsta de vedere. Fără îndoială. Următoarele conferințe a stabilit temele? Anul acesta vor fi aceleași teme până în decembrie, așa cum am spus. Deci este un program național care se desfășoară o perioadă de un an. Pentru anul următor vom avea iarăși niște răspunsuri din societatea civilă cu alte teme care sunt foarte interesante pentru români și care cu siguranță le vom organiza. Și o să vă invităm cu mare drag. Da, noi sperăm să avem în continuare privilegiul să transmitem live toate aceste conferințe și dăm și majoritatea știrilor care apar acolo, deși, exact cum ați spus, aceste conferințe au un tipar unic. Nu atacă pe nimeni. Pur și simplu sunt aproape cursuri universitare prețioase care încearcă să reclădească, să recompună o societate românească profund încercată până acum. Excelență, dincolo de aspectele acestea ce țin de educație, de iată, v-ați exprimat ca simplu cetățean în legătură cu noile partide politice care apar în societatea românească, vă e teamă și de extremism în România, fiindcă în perioada interbelică noi am mai trecut prin astfel de momente? Extremismul este o problemă cu care sper să nu ne confruntăm. Sper să nu ne confruntăm. România a trecut prin aceste momente. Sunt țări europene care se confruntă cu această problemă. Franța, Parisul, Vestele Galbene. Nu numai acolo, și în alte țări. Așa este. Eu sper să existe o politică coerentă la nivel național vis-a-vis de ceea ce înseamnă pericolul față de extremism. Vedeți, poate fi o temă, poate fi o temă pentru anul viitor în care cetățeanul român să înțeleagă ce înseamnă extremism. Pentru au fost niște fake news-uri care au încercat să amestece sentimentul național sau sentimentul de patriotism cu extremismul. Au încercat să le pună la un loc, da? Timp de mai mulți ani. Mănuiesc că știți foarte bine lucrurile astea. Au fost oameni care n-au încercat să le despartă pentru că au folosit elementul respectiv în anumite momente, emoțional. Da? Și atunci cred că poate fi o temă foarte interesantă, ceea ce mi-a spus acum, să explicăm românilor cu personabilitate, bineînțeles, ce înseamnă fenomenul extremist, cum se poate manifesta el, de la ce poate pleca, împotriva cui. Sunt câteva subiecte, câteva teme, câteva întrebări care au nevoie de răspunsuri și de clarificări, fără îndoială. România, la un moment dat, credeți că ar putea să cadă victimă dacă lucrurile continuă? Fiindcă se manifestă, fără doar și poate, probabil că acesta a fost și unul dintre motivele pentru care Marea Loge intră direct la construcție în societatea românească, dar se manifestă în spațiu public, excelență, multă agresivitate, multă violență, verbală în special. Dar viața a dovedit că acest tip de agresivitate la un moment dat coboară și în stradă. E adevărat. E un pericol și... Verbal înseamnă în mediul online. E un pericol real. E un pericol real care înseamnă, ce v-am spus mai înainte, pierdere de echilibru. Unii folosesc lucrul acesta pentru a câștiga poate niște adepți pentru o anumită idee. Da? Oameni care nu înțeleg exact tabloul, întreg tabloul, tot picture-ul, să spun, într-un termen englezesc. Și atunci asigur că există un real pericol. Numai că reacția ar trebui să fie una pe măsură. A oamenilor care înțeleg ce înseamnă și care ar trebui în mod normal să demonstreze aceste idei cu niște contraargumente
absolut logice, de bun simț și ușor de înțeles. Și ușor de înțeles. Altfel putem cădea într-o capcană extrem de periculoasă. Extrem de periculoasă. În măsura în care ne puteți releva anumite lucruri, masoneria fiind o organizație nu secretă, dar discretă, da. Rolul noastră în masoneria mondială este mult mai important decât dimensiunea țării noastre. În mod paradoxal. Fiindcă acum în politica internațională, România, din nefericire, nu își atinge nici rolul cuvenit în funcție de mărime, putere, forță economică și istorie până la urmă. România a jucat un rol internațional de-a lungul timpului. Eu sunt optimist din punctul ăsta de vedere. Credeți că în privința României lucrurile se vor așeza? Cred că s-au făcut niște pași. Am exprimat ideea asta, am avut noi gala premiilor Mai Roși Naționale din România, într-o colaborare cu Academia Română foarte bună, foarte frumoasă. Totdeauna colaborați cu Academia Română. Da, pe acest eveniment colaborăm și pe altele, dacă este cazul. Și acolo am spus că sunt optimist, că suntem pe un drum bun. S-a desfășurat o etapă, urmează și altele. Războiul nu s-a terminat. Războiul cu ghilimele, bineînțeles. Da. Sunt un adept clar al păcii, al liniștii, al înțelegerii, al toleranței, da? Dar suntem pe un drum bun, pe un drum pozitiv, care cred eu că ne va duce acolo unde este locul. Acolo unde este locul. Totul are niște termene. Gândiți-vă că nici nu putem să lungim foarte mult acest proces, să lungim foarte mult pentru că s-ar putea să ajungem într-o situație extrem de dificilă, din care să ne fie poate mai greu de ieșit. Poate chiar și economic, poate, nu știu, eventual social, anumite mișcări, nu știu, în momentul ăsta. Dar e posibil. Există niște riscuri. Există niște riscuri. Dar zona de optimism este mult mai puternică decât zona de pesimism, din punctul meu de vedere, în ceea ce privește evoluția și viitorul României. Cum a reușit totuși MLNR-ul să se impună în plan extern într-o asemenea învergură? Domnul Chireac, să vă spun ceva, nu ne-am propus să ne impunem... Noi asta nu aveți probleme nici la Washington, nici la Londra, nici la Berlin, nicăieri nu aveți probleme. Avem foarte multe prietenii, să spun așa. Ce se întâmplă? În masonerie nu se fac clasamente. Care mare lojă e cea mai bună? Care e pe primul loc? Pe ce loc suntem noi? Pe 2, pe 3, pe 5, pe 7? Care e numărul 1 în lume? Care e numărul 2? Nu există. Nu există lucrurile astea. Sunt inacceptabile. Dar există un respect. Un respect. Și să dau un exemplu. Dacă oameni de-ai noștri se duc, nu știu, în Scoția sau în Anglia și spun acolo, noi suntem din România, suntem membri ai Marii Loji Naționale din România, oamenii își arată respectul. Ceea ce este foarte important. De ce își arată acest respect? Pentru că, din punct de vedere masonic, respectăm toate regulile internaționale. Pentru că întotdeauna, când am avut ceva de organizat și Marea Lojă a organizat cele mai importante evenimente din lume sau europene, am avut acest privilegiu și ne-am câștigat acest privilegiu. Și au fost organizate la București și conferințe mondiale și conferințe europeană și așa mai departe, multe altele. Da? Oamenii au văzut ce înseamnă România, ce înseamnă România, ce înseamnă o mare lojă unită, care știe să ia și măsuri interne atunci când este cazul, da? Ca să putem să ne continuăm drumul în liniște. Și evident că asta generează respect. Respectul se traduce ulterior prin prietenie. Iar la nivel de leadership, vă spun că este foarte important să ai cu omologii niște discuții prietenești și nu oficiale. Pentru că știți și dumneavoastră foarte bine, sunteți un perfect analist și știți ce înseamnă diplomația, prieteniile sunt totdeauna mai puternice decât relația oficială, indiferent câte zâmbete sunt acolo și câte strângeri de mână. Da? Ori lucrurile astea, din fericire, la noi s-au întâmplat cu muncă, cu ani în spate, continuitatea e foarte importantă, e foarte importantă și nu doar la nivel de mare loje, da? E importantă continuitatea. Poți să-ți cultivi niște relații, poți să le amplifici și până la urmă poate poți să le și folosești.
nu în beneficiu personal, evident. Nu, nici nu cred că intră în discuție în cazul masonerii lucrul acesta. Da. Aveți în vedere alte evenimente internaționale, marcante? Nu, în momentul acesta noi nu avem noi de organizat ceva extrem de important, de altfel acum e o perioadă de vacanță până în 21 septembrie. Anul acesta, anul viitor? La anul va fi conferința mondială în Israel, e rândul Israelului, va organiza acolo, va fi iarăși un mesaj important de toleranță, de încredere, de prietenie, de colaborare. E bine că se organizează în Israel și nu vă ascund că pe undeva a fost și o propunere a mea să se desfășoare acolo. Simțeam că e nevoie să se desfășoare în acea zonă. Sigur că va fi bine și pentru Marea Loge din Israel și pentru toată zona să se dea un semnal de pace. Diferențele acestea tot mai pregnante care se manifestă între SUA și Europa, dar și ascuțirea relațiilor între Statele Unite, Rusia, se revăd și în interiorul masoneriei mondiale în momentul acesta? Nu. În masoneria mondială nu există astfel de tensiuni. Sau dacă vreți, tensiunile care la un moment dat există între niște state nu sunt reflectate la nivelul relațiilor între marile loje ale statelor respective. Deci, ca să spun așa, masoneria poate fi, la rigoare, ultima soluție în oprirea unui conflict deschis. Atâta timp cât există o relație corectă între Marea Loge din țara respectivă și, fără îndoială, conducerea țării respective. Deci, am mai spus-o în niște interviuri, există niște canale, fără îndoială, da? Dar nimeni nu trebuie să folosească canalele astea dacă nu este întrebat sau dacă nu este rugat sau dacă nu este apelat. Nimeni nu face de capul lui cu politica statului sau ceva care să exceadă politica sau strategia țării respective. Rămâneți ferm în afara zonei politice. Da, dar nu poți, nu este normal. Cu toții ne ajutăm țările noastre, da? Eu sunt român, ajut România, celălalt, nu știu, e polonez, ajută Polonia, fără îndoială. Da, deci asta, așa trebuie să facem. E o chestie absolut normală. În afară de reconstrucția Marii Loji și excelență, aveți și un obiectiv palpabil, deși da. Și acestea sunt palpabile. Obiectivul sociocultural, da. care se înalță, suntem mulțumiți, se lucrează. După un model britanic, am înțeles. Că... După un model românesc. După un model nu românesc. Un model britanic. Avem un arhitect, am avut un arhitect foarte bun, cu o viziune. Cum spun eu, o viziune deosebită, de care am fost cu toții încântați. Modelul este britanic pentru că modul de a funcționa va fi asemănător cu templul de la Londra, cu Freemasons Hall. Da? Mă rog, ce există acolo, temple, săl de masă, bibliotecă, muzeu și așa mai departe. Dreptul de a fi vizitat de către cetățenii care doresc să o facă. Deci modelul va fi unul foarte clar, pentru că noi discutăm aici de un obiectiv sociocultural. Exact, nu discutăm de templu Marii Loji Naționale din România. Nu, obiectiv sociocultural înseamnă că cetățenii români au dreptul, fără îndoială, și libertatea să vină, să viziteze, să vadă, să întrebe, să le prezinte cineva locul, să spunem, da, ok. Deci despre asta vorbim. Când va fi gata? Cum stați cu această construcție? Domnul Chirec, e o întrebare foarte grea. Asta, în mod normal, ar fi trebuit să fie gata cam într-un an, un an și jumătate. O să vedem din punct de vedere financiar exact cum stăm și în funcție de asta se va termina. Da, el, la momentul respectiv. El este în lucru. Este în lucru, se lucrează, avansează, spectaculos, îndrăznesc să spun, îmi place foarte mult, sunt foarte mulțumit. Deci, măcar avem garanția că el va fi finalizat. Da, da. Probabil anul viitor. Fără îndoială. Da, în această va fi zonă. Finalizat, fără îndoială. Va fi și o sală mare pe care noi o să vrem să fie folosită pentru concerte, pentru piese de teatru, cu o acustică deosebită. Deci,
avem în vedere un lucru foarte bun pentru români, pentru București și pentru România. Deci dimensiunea culturală a masoneriei va crește, inclusiv până aceste edificii. Da, e obligatoriu. Excelența voastră, vă mulțumim foarte mult pentru participarea la Decenius Live și noi, stimați telespectatori, vom transmite în continuare, sperăm cât de curând, următoarele conferințe pe care Marea Lojă din România le va organiza pe teme care știm că vă sunt de mare interes. Vă mulțumim, excelență, și vă așteptăm în câteva luni de zile. Da, vă mulțumesc. La revedere.